Potrivit unui top postat pe site-ul Econtext, județul Hunedoara se situează pe locul secund la nivel național în ceea ce privește pensia medie lunară după municipiul București, unde media a fost de 983 de lei anul trecut, iar în județul nostru de 958 de lei. Ca și quantum mediu, pentru anul 2012 avem un quantum de 958 de ron pe lună, media. Pentru Casa Locală Petroșani avem 1145 de ron pe lună, iar pentru Casa Județeană Deva avem un quantum de 186 de ron pe lună. În trimestrul 4 din 2012, pensia medie lunară a fost de 786 de lei la nivel național, în creștere cu peste 15% față de sfârșitul lui 2008. Creșterea este una substanțială, însă, dacă luăm în considerare prețurile, scumpirile, inflația, lucrurile se schimbă radical. Pentru anul 2012, pentru Casa Județeană de Pensii, total județul Hunedoara, avem un număr total de mediu pe lunar, 123.290 de pensionari. Numărul mediu de pensionari, tot pentru 2012, la Casa Județeană de Pensii Deva, deci doar pentru zona Devei, excluzând Valea Jiului, este 89.102 pensionari, iar pentru Casa Locală Petroșani, doar inclusiv exclusiv Valea Jiului, este 34.188 de pensionari. Pentru luna aprilie acestui an, pensia medie lunară pe întreg județul Hunedoara este de 904 lei, pentru Casa de Pensii Deva 822 de lei, iar pentru Valea Jiului 1137 de lei pe lună la un total de 140.500 de pensionari.